În noaptea de 18-9 mai, polițiștii din Săliștea de Sus au fost sesizați cu privire la furtul unui autoturism. Proprietarul acestuia, un bărbat din localitate, după ce a consumat băuturi alcoolice împreună cu alte persoane, a observat că i-a dispărut mașina din curte. În urma activităților specifice, polițiștii au găsit autoturismul în parcarea unui magazin din Baia Mare, având cheile în contact. Oamenii legii l-au identificat și pe cel care a luat mașina, un tânăr din Oarța de Jos, care locuia de câteva zile fără forme legale chiar la proprietarul autoturismului. Mașina a fost restituită părții vătămate. Tânărul este cercetat acum de polițiști nu doar pentru furt, ci și pentru conducerea unui autovehicul fără a deține permis.